Șeful executivului a vorbit despre prioritățile președinției române și a descris la începutul intervenției sale Comitetul European al Regiunilor ca pe o punte de legătură între autoritățile locale și regionale, dar și instituțiile europene. A evidențiat și că motoul președinției române la Consiliul UE este coeziunea, o valoare comună europeană. Viorica Dăncilă a făcut apel la importanța reîntoarcerii la fundamentele construcției comunitare. La sesiunea plenară, premierul român a prezentat și prioritățile președinției țării noastre la Consiliul European. Agenda și evoluțiile la nivel european sunt marcate de provocări multiple, cărora trebuie să le răspundem prin coeziune, unitate și solidaritate. De aceea, președinția României la Consiliul Uniunii Europene se desfășoară sub motoul Coeziunea, o valoare comună europeană, reflectând importanța reîntoarcerii la fundamentele construcției comunitare prin declinarea coeziunii în toate dimensiunile sale, coeziune politică, coeziune economică și teritorială, coeziune socială. Conceptul de coeziune este transpus în prioritățile noastre, grupate pe 4 piloni de acțiune: Europa convergenței, Europa siguranței, Europa actor global, Europa valorilor comune. Viorica Dăncilă a făcut trimitere și la eforturile de a readuce în atenția cetățenilor europeni beneficiile proiectului european în viața de zi cu zi și a menționat că trebuie demonstrat faptul că Uniunea Europeană are în continuare capacitatea de a avansa. Trebuie să demonstrăm împreună, acum, că Uniunea are în continuare capacitatea de a avansa în întărirea politicilor europene, de a obține rezultate concrete pentru cetățeni. În acest sens, primul pilon al programului președinției României este dedicat Europei Convergenței. Din această perspectivă, privim cu deosebită atenție negocierile referitoare la viitorul cadru financiar. Viitorul buget multianual va trebui să ofere resursele necesare pentru atingerea obiectivelor printr-un echilibru între politicile de creștere și convergență, precum politica de coeziune și politica agricolă comună, și politicile destinate să răspundă noilor provocări, precum migrația, securitatea sau apărarea. Viitorul politicii de coeziune ocupă, de asemenea, un loc prioritar pe agenda noastră. Fără această politică, disparitățile regionale și locale ar fi fost mult mai mari. Politica de coeziune a creat parteneriate și punți de legătură între instituții și regiunile și orașele Europei. Uniunea Europeană are nevoie în continuare de o politică de coeziune solidă ca principală strategie de investiții. Dăncilă a subliniat că președinția română la Consiliul Uniunii Europene se concentrează pe teme precum strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, consolidarea mobilității lucrărilor și egalitatea de șanse. Promovarea unui cadru consolidat de cooperare macro-regională, inclusiv prin strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, SUERD, reprezintă un alt obiectiv important pentru noi. Apreciem în mod deosebit deschiderea dumneavoastră pentru elaborarea unei opinii privind rolul strategiilor macro-regionale. De asemenea, România este implicată în implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Avem o nouă strategie națională pentru dezvoltare durabilă. Viorica Dăncilă a făcut referire și la dosarele complexe pe care România le are de gestionat în exercitarea mandatului său. Printre acestea, negocierea viitorului cadru financiar, retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană, precum și migrația, securitatea și reflecția privind viitorul Uniunii.